Zile în care Oscar nu s-a împiedicat de ceva? Zero. Hei, semnul ăla nu e drăguț. E doar o glumă. Nu e așa, Oscar? Bănuiesc. Nu-ți face griji. Ce citești, Oscar? Oh, este ghidul Doberei. Citesc partea despre yeti. Sunt uimitori. Știai că un yeti se poate camufla cam în orice? Uite, e un yeti. Și ăsta e altul. Un yeti ar putea sta cu noi la masă chiar acum. Nu simt nimic. Cum sunt la atingere? Au o blană foarte moale. Chiar aș vrea să văd un yeti. Există o pajiște cu yeti. Să mergem! Da! Da! Nu! Wow! 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 Se comportă exact cum scrie aici, în ghid. Se tăvălesc prin haine, se salută, încearcă să prindă obiecte ce nu pot fi aruncate. Sunt foarte plânzi. De ce crezi că scot sunetele acelea? Cred că așa vorbesc între ei. Bună, prieteni! Noi vom pleca. Cum? De ce? Mergem să jucăm hockey. E plictisitor aici. Pff. Noi mai stăm puțin. Uite, se îndreaptă către casă. Cu excepția unuia. Salut. Salut, Yeti! Salut! Aveți ceva planuri acum? Nu! Credeam că Yeti nu vorbesc decât prin vior și saxofone. Păi, adulții, da. Dar eu sunt adolescent și gândesc diferit față de ai mei. Ei se tăvălesc toată ziulica prin haine. Eu vreau să plec să văd lumea. Oscar, Aricel, e aproape ora de culcare. Pentru voi, adică. Pentru mine e luni dimineața. Ar trebui să plecăm. Bine, păi, mă cheamă Oscar. Îmi pare bine de cunoștință. Pa, Oscar, numele meu e... Pot să zic saxofon? Oscar, haide să mergem. Pa, saxofon, vino în vizită pe la noi. Vei mai scăpa de părinți în modul ăsta. Bine. Oscar, a fost foarte frumos să-i vedem, dar sunt aproape sigură că sunt animale sălbatice. Crezi că a fost cea mai bună idee să-i inviți în tabără? Chiar crezi că va veni? Am vrut doar să fiu politicos. Nu va veni. Stai, dacă... Vai de mine! Vai de mine! Am decis să-ți accept oferta. Aveam nevoie să văd pe cineva. Ce tare e! Bine, bun venit în tabără! Pentru început, ai auzit de cereale? Nu, ce sale? Păi, sunt cele mai gustoase. Iei astea și tu un puțin lapte. Da, da, sau poți face și asta. Iar acum ai și provizii pentru mai târziu. Bună, băieți! Scuze de întârziere! Uite, ăsta e jocul de hockey. Nu-i precum pajiștea Yeti, însă... Ua, e extraordinar! Oscar, e cumva un Yeti? Nu port lentilele de contact. Nu, e doar un turist. Copiii ăștia se fac așa de mari. Bună, saxofon! Oscar! Oscar! A venit la noi! Știu, îți vine să crezi? Se pare că e de treabă. Dar amintește-ți ce am vorbit aseară. Despre... Pot să vă înțeleg limbajul? Scuze! Bine, gata cu toată atenția îndreptată către acest turist necunoscut. Să jucăm hockey! Bine, voi lovi pucul cât de tare pot. Delicios? Saxofon! Ăla era singurul nostru puc. Haideți să mergem să mâncăm. Bine, ne mai vedem, Oscar. Anunță-mă dacă ai nevoie de ajutor. Ce vrei să facem acum? Păi, pucul ăla a fost delicios, dar tot mi-e foame. Să mergem la sala de mese. Sau poate că ar fi mai bine să nu mergem acolo. De ce te-ai întristat așa? Este un poster acolo pe care nu vreau să-l vezi. Ce poster? Se întâmplă mereu. Am o idee. Așa, stai pe labele mele. Așa? Da, și acum? Wow! Acum te voi lua cu mine, iar tu poți citi în voie. Oscar! Cum? Așa, deci? Incredibil! Oh, vai! Oscar! A fost uimit!